noi când mergem în biserică zicem iartă-mă Doamne e Iar ca trebuie să zicem unul altul iartă-mă te rog, am fost prost m-am enervat n-am avut răbdare, chestii hai să ne așezăm să vedem pentru că ei toți spun noi vrem țara noastră să fie cât mai nu știu ce păi dacă toți asta vor uh -huh. nu vreți să ne așezăm și să vedem tu ce poți eu pot să construiesc, dar tu eu pot să sap păi hai să facem toți Aici Chișinău, podcastul mai departe și astăzi avem un invitat special, este Dumitru Țira, care este un pionier al pieței media din Moldova. Bine te-am găsit la podcast, Dumitru! Bine am venit, bine v-am găsit! Mersi că ai acceptat invitația mea, tu ești în business-ul ăsta de mult timp. Noi am făcut cunoștință cu tine probabil când eram în echipă, în echipă la TEDx și am făcut un parteneriat pe vremurile cele cu publica Uh, Mersi pentru suportul, pentru programul în cealaltă. A fost un program și o experiență tare faină. Uh, dar până să fii tu la public, adu de fapt ești factor diplomat, dacă țin minte eu uh, corect. Care a fost parcursul tău? Uh, în ce domenii ai lucrat până să ajungi în domeniul media? Parcursul meu a fost și mai, dacă mergem și mai adânc, a fost uh, și mai diferit. Media este a treilea mare domeniu în care sunt. M-am regăsit, nu știu câte vor mai fi, dar mi-aș dori să mai fie. Eu am pornit de la drept, a urmare a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova mm. și tânăr specialist la, nu mai știu, 19-20 de ani, m-am angajat avocat la o bancă în care am avut mult succes timp de aproape patru ani. După care am plecat în avocatură, foarte scurt, cred că un an, după care am fost cooptat în Ministerul Afacerilor Externe, unde 7 ani am făcut tare tare multă treabă, pornind de la prima experiență a fost chiar în prima jumătate de an legată de ultima ședință a Comitetului de Ministri a Afacelor Externe a Consiliului Europei în afara Strasburgului sau Bruselului, care s-a întâmplat la Milești, în Beciuri. Noi am mm -hmm. făcut ședința Comitetului de Ministri în Beci. Asta în ce an a fost? Uh, 90, uh, pardon, 90, 2003. Mm -hmm. 2004, 2004, eu am venit în 2000... ba, da, 2003, pardon eu am venit mm -hmm. în noiembrie 2002 de fapt la externe am fost din 4 noiembrie 2002 până în 4 noiembrie 2009 mm. <laughs> e o chestie de întâmplare în principiu dar, dar e ok e o treabă interesantă așa da, în noiembrie 2002, respectiv asta a fost cred că mai 2003 când s-a întâmplat după care, în exterior, m-am ocupat de relațiile economice, moldova UE uh -huh. și ultimii trei ani m-am ocupat de cooperarea și colaborarea regională a Republicii Moldova în Europa de Sud-Est, Europa Centrală și Bazinul Mării Negre. Am okay. avut în gestiune, deci eram director politic, de fapt, pe aproape 40 de organizații regionale. Am făcut și acolo destul de multe bravade, în special 2008-2009, 53 de reuniuni la Chișinău, trei summite prim-ministri președinți, 27 de ministeriale și tot ce a mai rămas, 20 22, 23 de ședințe a experților în diverse domenii. A fost o perioadă foarte, foarte intensă, interesantă. Am ieșit din minister cu două medalii, una națională, alta internațională. Uh, și bă, în esență de acolo am sărit în media Pentru că a venit invitația foarte neașteptată Dar mi s-a părut o provocare foarte, foarte mare Cine te-a invitat acolo? Uh, tovarășul Vântu uh -huh. Surin, El Surin te cunoștea din activitatea ta? de la. Uh, nu, nu mă cunoștea Era uh -huh. cineva din echipa lui care mă cunoștea Mă rog, colateral la nivel de relații personale Și în esență cred că Cred că de prin 2008 tot discutam la nivel de cafele că ar fi bine să vină o televiziune românească, o investiție în televiziune în media uh -huh. românească în Republica Moldova. De ce ar fi bine? La acea etapă era bine pentru că nu existau decât aproape, nu existau decât televiziuni retransmise din Federația Rusă și așa mai departe. Și plus că din... Nici nu că avântul de unire sau alte chestii uh -huh. o cred că era o inițiativă mai mult dictată din necesități culturale, pe de o parte, necesități investiționale, de educație și multe, multe alte chestii. Ceea ce, de fapt, s-a întâmplat. Da, dar s-a întâmplat inclusiv cumva forțat sau influențat puternic de evenimentele din aprilie 2009, de asemenea, și de alegerile care au urmat din vară da, categoric, mai ales că, mă rog, poate colegii de la jurnal nu o cunosc, dar inclusiv jurnal tv tot cumva din, dintr-o pasă indirectă a lui Vântul s-a întâmplat. Pentru că așa numiți frați Țopa, care nu sunt frați. Nu, nu sunt frați. A... Uh, au fost pe la vântul cu ideea să facă televiziunea asta, uh -huh. să facă o televiziune împreună în Republica Moldova. Uh, bun, vântul i-a refuzat pentru că el niciodată nicăieri nu participă cu nimeni. Și a anunțat că face televiziunea. Uh -huh. Victor Țopa uh, a inițiat și el procedurile corespunzătoare. Și, sincer, mă bucur foarte mult că au apărut uh, în linii mari în aceeași perioadă și, de fapt, apariția... Publica și Junoa TV în piața media din Moldova au revoluționat piața total. Mai mult, mă bucur că și unii și alții au venit cu foarte mulți treneri și, de fapt, au crescut o generație de jurnaliști pe care îi avem on top astăzi, pe la toate televiziunile sau instituțiile media care sunt. Și pf, acum, după cât aproape 11-12 ani, cred că mai este o necesitate de o revoluție în sensul ăsta, pentru că sper să vorbim azi, e o problemă mare cu uh -huh. noua generație și crearea noii generații de jurnaliști. Bun, și lucrurile s-au schimbat, media -a, și-a schimbat concepția în general. Am migrat foarte mult spre online, online spre social media, social media fuge spre ceva acum care încă nu este clar, dar eu cred că inteligența artificială o să ajute uh, și, de fapt, eu cred că în următorii 2-3 ani tot ce înseamnă fluxul de informații, percepțiile, consumul mm -hmm. de produse media, nu doar informative, dar și entertainment și așa okay. mai departe, se vor schimba foarte mult. Acest podcast este susținut de Western NS Enterprise Fund. Tu spui că acum e nevoie de o, de o revoluție, re dar cum ai descrie acum, la moment, piața media din, din Republica Moldova? Piața media din Moldova se zbate și se zbate pentru că sunt, bun, cadru normativ. S-au făcut multe eforturi, mm. în începând cu 2018 până acum, până în ziua de azi. Totodată, legiitorii noștri, practic, nu știu și nu înțeleg domeniul. Adică, nici cei care sunt, eu cred că 80% din oamenii care sunt în media nu înțeleg de fapt care este rolul și cum trebuie media manageriată, cum trebuie dezvoltată și tot așa. De ce zic asta? Pentru că în mare noi pe zona media trăim pe o platformă creată în anii 95-96 de către Kiril Lucinski, Petru Lucinski, fostul președinte și respectiv Kiril, care este fiul lui, care Kiril a adus pentru prima dată televiziunile retransmise din Rusia în Republica Moldova aceste televiziuni au devenit un hibrid care s-au adaptat pe parcursul anilor și așa mai departe situației legislative, situației din piață. Astăzi noi avem, cred că, 9 sau 10 televiziuni retransmise din Federația Rusă care toate participă în piața de publicitate și care, de fapt, consumă Fură din piață peste 70% din banii de publicitate. Media, în orice condiție, și asta trebuie să înțeleagă absolut toți, începe de la bani, trăiește grație banilor și moare tot din cauza banilor. În din esență. lipsa lor. Da, din lipsa banilor. Uh, în general, abordarea conceptuală a țării noastre, în plan legislativ, normativ, este 50-50, în marea majoritate a cazurilor. Conceptual, sunt două două elemente de bază. Odată practic, toată legislația noastră e restrictivă din cauza a 5% sau a riscului de 5% care ar putea frauda, și statul, în loc să-și concentreze cumva efortul spre astea 5%, uh -huh. e mai simplu să interzici. 5% din cei din conținut, din din cei care ar din vrea player. să fraudeze, da. Din uh -huh. riscul uh -huh. de infra infracționalitate în orice domeniu, ca să zic așa, fraudare în orice domeniu. Dacă să vorbim strict despre media, eu cred că legiuitorul trebuie să stabilească foarte clar nu pot fi televiziunile retransmise decât în original, în cablu IPTV, care să nu participe în, în piața de publicitate. Și asta ar stimula extrem de mult creșterea produsului autohton. Asta ar stimula foarte mult reapariția uh -huh. de noi vedete, de traininguri, de noi personalități și personaje în uh -huh. zona media, indiferent pe ce direcție ar activa. Uh, astăzi, televiziunile retransmisie sunt bazate pe licența națională. Uh, da, au făcut mult scandal că nu au capacitate să producă 8 ore și așa mai departe, uh -huh. ceea ce, sorry, adică voi trebuie să produceți 24, ok, 20, uh -huh. nu 8 ore și să scandalizăm uh, situația asta din cauza la acestei 8 ore, care de fapt ei produc 4 care trebuie să fie în prima difuzare și celelalte 4 sau aceleași 4 de fapt le redifuzează în ore de minimă audiență sau noapte și așa mai departe. Deci ele trebuie excluse, de fapt, din circuitul publicitar și asta va stimula, asta va stimula de fapt, creșterea pieței. Plus, mm. sunt multe alte instrumente care ar putea fi promovate sau înserate în cadrul normativ pentru a ajuta televiziunile autohtone. Noi nu o să avem televiziuni autohtone puternice niciodată, atâta timp cât ele vor depinde de donatori. Atâta timp cât ele vor depinde de bani politici sau vor fi proiecte a unor oligari sau chestii de genul ăsta. Sustenabilitatea și autosuficiența unei instituții media, asta este criteriul cel mai mare pentru libertatea editorială, libertatea jurnaliștilor și așa mai departe. El nu o să fie liber atâta timp cât o să aștepte, o să-i dau eu salariul, nu o să-i dau să-l două luni special ca mm -hmm. să îl fac dependent de mine și așa mai departe. Am zis, sunt mulți factori și noi de fapt reparăm peste drum, în loc să reparăm acolo unde trebuie. Tu e menționat un pic mai devreme despre faptul că media a migrat mai mult pe pe online, social media, așa cum vine și inteligența artificială peste noi, care sunt uh, cele mai semnificative schimbări în transformare pieții media, și te întreb, pentru că eu încă câțiva ani urmă când eram în Statele Unite discutam că se urmărește de fapt de câțiva ani și el este cumva un proces care se întâmplă și acum, de fapt e un declin al pieții clasice media de la, nu știu, o televiziune mare cu foarte mulți angajați spre modele în care deseori un singur creator sau echipe foarte mici poți creeze produse care au un impact mai mare decât uh, o întreagă televiziune. S-au schimbat extrem de mult prioritățile. Uh, oricum, omul care stă în fața televizorului, el este regele, el este generatorul de bani, de audiențe, de tot pentru existența și sustenabilitatea televiziunii. În raport cu acest om, iarăși, sunt <gântu -i> multe priorități. Trebuie să-l aduci acolo, după, e foarte mare și greu efortul să-l aduci la televizor, după care și mai mare este efortul să-l ții la televizor. Bun, sunt secrete multe profesioniste, ca să zic, pe, pe zona asta, totul e bazat pe psihologia omului, în esență. Da, televiziunea clasică, în esență, pleacă, ceea ce nu înseamnă că ele vor dispărea, nu, vor ajunge mult mai puține. Noi am construit o televiziune, R-Live TV-ul este construit din ideea că avem conținut video, uh -huh. avem live-uri și așa mai departe, haideți să mai facem un produs sau o, o țeavă, un canal de difuzare. Pentru că orice canal de difuzare, de fapt, înseamnă un venit sau un venit suplimentar. Și așa am ajuns să facem prima televiziune de transmisiuni live, Live TV este prima televiziune care nu are niciun cablu. Ea este inovatoare pentru că este bazată pe software și IP. Uh, noi suntem primii care transmitem semnalul către rețelele de cablu prin IP și nu prin fibră și nu prin cablu și așa mai uh -huh. departe. Deci ați valorificat cumva inclusiv schimbările legislative pe partea asta de Noi am valorificat sărăcia, sărăcia noastră, adică... Din lipsuri, da? Ați exact, fost din lipsuri. Airlife TV este televiziunea care a costat 50.000 de euro. Airlife TV azi, după 2 ani, este televiziunea care intră în top 10, este televiziunea care pe 9 mai a fost în top 3, televiziunea care, nu mai țin minte, o lună în urmă a ținut o jumătate de zi fiind uh, numărul 1 este televiziunea care azi este unica care de fapt dă la televizor transmisiuni în toată țara cu acoperire de 99% și așa mai departe, în care oamenii de fapt văd sursa originală, fără comentarii, mm -hmm. fără influența <coughs> și așa mai departe. Și în paralel, noi am devenit de fapt principala platformă de difuzare pentru uh, produsele caselor independente de producție. Noi avem practic șase parteneriate azi și peste 15 produse pe care le difuzăm. Și paradoxul este că lumea a început să se uite la podcasturi și emisiuni mai simple, mai mici, mult mai mult decât la abordările clasice. Noi chiar dacă am construit o televiziune cu tentă informativă, noi nu avem buletin de știri. Pentru că noi nu vrem să fim la 17-lea buletin de știri la ora uh -huh. 19 sau la ora 20. Pentru că asta nu mai interesează. Pentru că asta înseamnă angajarea a 20 de oameni minim, cu un fond uh -huh. din salariu de 15.000 de euro minim, cu costuri de 10.000 de euro operațional, mașini, camere, nevoi, investiții și mai departe, care nu se răscumpără. Și atunci e mult mai ok să creezi produse, să inovezi de fapt și să creezi produse noi. Noi avem un singur, un singur produs care este clasic: este talk show-ul pe care îl face Ileana uh, în fiecare marți, și inclusiv pentru acel talk show, noi, uh, noi închiriem studioul. Uh -huh. Bine, noi în următoarele două luni ne facem acum, de fapt, studioul nostru, dar noi îl facem atât pentru noi, dar mai mult îl facem ca să putem presta. Pentru că prestarea de servicii o să ne aducă mai mulți bani decât uh -huh. banii din publicitate. Nu înseamnă că renunțăm la ea, nu, acolo avem o strategie clară de creștere și dezvoltare etapizată pe care ne ținem de ea, recunoaștem greșeli, recunoaștem nu știu, poate gândiri mai obosite sau mai nu știu cum, dar noi mereu încercăm să inovăm în toate, de asta uh -huh. Realitatea, în general, ca grup, este mai. este altfel, de fapt. Este inedită mm -hmm. pentru că noi nu ne uităm în piață, noi inventăm lucruri, adică noi încercăm să inventăm lucruri noi, uh, inclusiv la nivel de intercalare și interacțiune între toate platformele pe care le avem. Azi, un live transmis de realitatea sau de live ajunge instant concomitent pe 25 de platforme. Adică un eveniment transmis acolo e chiar eveniment. Pe lângă componenta deja de comunicare. Uh -huh. Iarăși dacă mă mai lași un pic să mă laud, uh, online-ul de limbă rusă. E vraiește plin de propagandă și așa mai departe. Un an în urmă noi am lansat uh, platforma noastră de limbă rusă uh, creștem iarăși gradual, gradual îmi pare rău că nu avem suficiente resurse să mai angajăm doi oameni acolo, uh -huh. care n-ar fi un efort foarte mare financiar, teoretic, uh -huh. dar dacă îl pui liniar la cost anual, cost de birou, cost de energie, cost de orice ce ar însemna costul ăsta de fapt, el depășește mult decât salariile la doi oameni. Uh, în criza refugiaților, din cauza că ne-am enervat, că toată presa internațională, în mare majoritate scria Thank you Romania, thank you Poland și așa mai departe, noi am făcut un screening și ne a dat seama că Republica Moldova nu are un site dedicat în limba engleză, dedicat Republicii Moldova. Și noi ne-am mobilizat și în esență în trei luni, în trei luni, în trei săptămâni am lansat uh -huh. MoldovaLive.md uh -huh. care este leading acum pe limba engleză, care este principalul furnizor de informații pentru presa internațională și pentru străinii din afară și locali și așa mai departe. Și a treia componentă este diaspora, care să nu mai povestească ce înseamnă orhei vechi, dar să deschide trei linkuri sau să trimită trei linkuri către către prietenilor externi. Uh, implicată extrem de mult în campania asta de 1 iunie cu summitul EPC, uh, care furnizează de fapt informații doar pentru externi, doar pentru străini. Uh -huh. Pentru că realitatea șurupor furnizează informații pentru piața locală sau pentru consumatorii locali. Acest podcast este susținut de Western NS Enterprise Fund. Zim, rog frumos, care e motivul pentru care tu ai devenit împreună cu compania ta membru al Cor? M-a convins Sergiu, producătorul general. Adică nu că m-a convins, în sensul că noi am avut o discuție uh, și am avut discuția în ideea de oportunitate care azi poate sunt un pic mai puține oportunități, dar ele sunt. Sergiu și echipa, spre exemplu, a făcut uz de anumite programe pentru a călători în afară, pentru a participa, pentru că Sergiu este și filmmaker, pentru a participa la festivale, să-și poată uh -huh. să-și prezinte filmul și eu m-am bucurat foarte mult când noi am avut această oportunitate. Acum, spre exemplu, o să avem oportunitatea și Sergio să meargă împreună cu Traian la a, principalul, film, a, TV și fi, a, festival, principalul festival TV și film care va avea loc în Monte Carlo, în iunie. Și Aici am pus și noi un pic de bani, dar e un uh -huh. instrument, iarăși, în cadrul MediaCor, care ne-a ajutat. De altă parte, MediaCor, azi, așa cum este, nu ne poate ajuta niciun fel pe activitățile noastre media. Uh -huh. Adică, el are o anumită utilitate pe poate niște chestiuni colaterale, dar strict pe direcția media chiar și studioul Elenei. Prima locație în care am mers noi a fost Mediacor și noi noi n-am găsit posibilitate să facem această emisiune acolo. Eu țin minte, pur și simplu, discuția noastră foarte bine când eram în 2018 în, la evenimentul pe care l-am organizat acolo cu Digital Communication Network și tu îmi despre conceptul unui spațiu uh -huh. care ulterior a devenit uh, da. media core. Deci înțeleg că tu ai avut cumva un aport la conceptul inițial. Uh, Doar că el atunci atunci povestea trebuie să fie la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Da, ideea mea, bine, în 2018 în general s-au produs niște scânteie în creierul meu și după mai multe analize am identificat câteva poluri care sunt care erau și mă rog oarecum mai sunt, poate nu sunt, lipsă în piață. Ce ar fi necesar pentru dezvoltarea produsului autohton și masmedia autohtonă. Una din chestii este cadrul normativ uh -huh. care trebuia perfecționat și în 2018 la insistența mai multor organizații internaționale cu care am șeruit ideea și așa mai departe s-a pornit sau a fost creat marele grup de perfecționare a legislației mass media, care a produs 8 legi, 4 dintre care au fost votate, una dintre care trebuie ajustată deja și celelalte 4 de revenit la ele. Matching-ul sau unirea cumva sau împrietenirea industriei media cu industriei de film, Uh, inclusiv case de producție și așa mai departe, pentru a crește uh, numărul cantitativ și calitatea produsului autohton. Uh, Centrul de excelență și producții media multifuncțional sau producții multimedia, de fapt, care iarăși a venit din ideea în care partenerii internaționali să nu mai dea câte 500 de mii, 300 de mii, 100 de mii, 20 de mii, la la, nu știu la, să -și facă oameni studio la, 10, 20, 30 de instituții să-și facă oameni în dar să facem o infrastructură în care se poată veni toți și conform unui orar să aibă acolo cameraman, editor video, tehnicieni, IT-ști, luminiști și tot ce trebuie. Deci pe principiu de shared economy. Exact cu într adevăr hosting de case de producții, pentru că eu să am posibilitatea să ies pe coridor și să zic cine vrea să facă 50 de euro avem nevoie să filmăm o oră. Și Vasile, Petrică, Ionica, Ana, Elena, să zic că eu am liber de la ora două. Și Ca ei la bursă, fac, da, exact, Ei fac 50 de euro, eu am filmarea asigurată. Mm -hmm. După care vine editorul video și zice, eu cost alții 50 de euro și eu după aia mă duc în piață și îl vând cu 300 de euro. Și noi am asigurat venit pe circuit în cloud-ul ăsta de profesional, ca să zic așa, fără să am angajamente că trebuie să-mi angajez trei cameramani, că dacă nu am unul sâmbătă înseamnă că nu pot și o să pierd, să-mi iau unul sau doi editori video că dacă se îmbolnăvește unul să-l am pe a doilea ca backup, să am contabil care să-i calculeze nu știu ce, să am pe Cristina care să le facă contracte, să-l ia buletine și tot așa. E mult mai simplu, adică ideea era de crearea acestui spațiu mediu, crearea unui mediu de fapt, care să faciliteze într-o viteză mult mai mare instituții media mici, pentru că astăzi jurnal TV8 alții, nu că își permit, dar e o obligație și o necesitate să-și aibă oameni in-house, pentru că nivelul lor de producție, nivelul lor de producție proprii, pe prestări și așa mai departe este mult mai mare, adică el... Trebuie să-i funcționeze oamenii fiind butonați. Adică îmi trebuie doi cameramani, eu i am tot timpul. Îmi trebuie un editor video, eu i am tot timpul. Îmi trebuie o echipă să urce în două minute în mașină sau să plece în Ucraina sau să plece în România. Sunt reporteri, cameramani care sunt obligați prin contract să iau pașaportul mereu la ei. Adică eu nu trebuie să-i aștept două ore să vină, să ducă să-și ia e. pașaportul, nu știu ce o televiziune adevărată funcționează altfel și o instituție media mare, ea funcționează cu, cu tot o alte principii. Noi în public aveam câteva contracte în care expres era interzis. Colegii noștri de anumite profesii să zic că nu se poate sau nu este posibil. Dacă vroiam să ningă în studio, trebuia să ningă în studio. Când am vrut să aducem un măgar în studio, am adus un măgar în studio pentru mătăsarul. Da, adică astea sunt lucruri care funcționează cu totul și cu totul altfel asta și asta nu e cosmos, adică asta uh -huh. e o chestie de un standard normal pe care, sori, noi suntem prea săraci, năuci și așa mai departe, că încercăm să căutăm modalități. Și dacă aveai nevoie, atât de inclusiv era nevoie, pe lângă cadrul legislativ de acest cumva, centru de excelență, de ce n-ai devenit membru la cort de la început, dar abia acum? uite, la modul general, eu mă bucur foarte mult că el s-a întâmplat. Într-adevăr, prima idee era să se întâmple la Uniunea Scriitorilor în sala lor de festivități sau nu știu ce. După care, în cadrul discuțiilor, a venit o altă idee să se întâmple la universitate și să se întâmple la universitate pentru că avem facultatea acolo, pentru că avem mulți alți studenți care e o resursă de voluntariat pentru facultatea de jurnalism și comunicare să devină inclusiv o chestie paralelă de instruire, educare profesională și sunt foarte happy că asta s-a întâmplat la universitate. Ceea că încă funcționează sau e un pic disfuncțională chestia asta, cred că trebuie să vorbim mai mult despre asta, trebuie să vorbim mai mult și cu suporterii, partenerii internaționali și poate cu universitatea și cu colegii noștri de acolo, să le explicăm că piața are nevoie și de alte priorități, pentru că astăzi pe zona media da, sunt facilități pentru producții foarte mari, dar eu, diez, deschide, alte, alte platforme, hai să zic așa, de nivel media, ei nu pot să ne ajute. Dar necesitatea este a noastră cea mai mare. Uh, noi, astăzi, avem cinci produse pe care le facem. Noi le facem în afară, pentru că nu avem studioul și eu cum mult drag le-aș face acolo. Dar eu nu pot să fac acolo, pentru că studioul care l-am selectat pentru Ileana, spre exemplu, merge doar Ileana. Noi am amenajat un pic de decor pe brandingul nostru. Și Ileana acolo are machiaj, Ileana acolo are cameraman, Ileana acolo are regizor. Și dăcit, adică noi primim feed-ul și îl livrăm pe 25 de platforme noastre sau whatever de difuzare. și eu nu am deranjul ăsta să duc trei oameni în colo, să cărăm echipamente, să amenajăm, să nu știu ce, să pierdem de fapt aproape o zi de muncă. Uh, extrem de multe resurse umane, financiare și așa mai departe, ca să producem o oră de emisiune. Nu. Eficiența noastră e a încheltuit 100 de euro și noi avem o oră de emisiune. E treaba noastră cum să o vindem noi mai departe uh -huh. cu 200 ca să câștigăm. Sau cu 300 sau cu 500, asta e altă treabă dar uh, și altă muncă foarte mare, pentru că din emisiuni deja ies bucăți de video, ies știri, ies... media e foarte, foarte complexă, ea pare haotică, uh -huh. dar, dacă, dar dacă știi cum, poți să reușești. Dacă ne-am permite acum un pic să să visăm, dar, să ne imaginăm care ar putea fi impactul mediacor în cel mai bun scenariu. Bun, el are un impact de studii mare pe celelalte dimensiuni. Ceea ce nu mi-aș dori cu siguranță Media Cor să devină o, o infrastructură de seminare conferințe Doar. Pentru că și asta este absolut necesar. Dar eu cred că Media și chiar mi-aș dori și chiar o să fac eforturi în sensul ăsta, în care Media cor să devină o facilitate, o infrastructură pentru instituții media. Și poate chiar nu doar pentru membri, pentru că din uh -huh. dimensiunea media, din câte știu, sunt patru membri acum. Noi suntem fresh uh, acolo, dar uh, da pentru noi ar putea ca membri să existe niște facilități, dar pentru prestații eu cred că media core ar putea să câștige bani. În conceptul meu de centru de excelență și producție uh -huh. multimedia, această infrastructură urma să devină sustenabilă în trei ani efectiv și exact din considerentul în care să presteze. Da? Uh -huh. Adică noi avem număr de angajați, o infrastructură de oameni, de resurse umane, angajate de resurse și rezidențe acolo care pot presta, suplimentar uh -huh. sau colateral, dar veniturile să vină din am închiriat, am prestat, am produs, Uh, am livrat. Uh, deci, centru bun. Trebuie să dea cât mai mult posibilități, oportunități, pentru că asta era ideea de multifuncțional. Azi să se poată întâmpla ceva, mâine să fie cu totul altfel. Uh, și o altă componentă foarte importantă e de educație și instruire. Adică, faptul că acolo este rezident centru de jurnalism independent, spre exemplu, sau este de fapt, școala. De e școala de jurnalism e școala. care e organizație separată. Însă și faptul că școala e acolo uh -huh. și activitățile școlii sunt direcționate spre studenții din școală, care sunt puțini, adică asta nu e facultate, nu e nimic. Aș vedea un rol al lor Destul de mare direcționat uh -huh. spre facultate. Pentru că facultatea azi, spre regret, în ultimii ani, a decăzut. A decăzut în sensul în care nu mai produce oameni. Azi noi nu avem jurnaliști de tânăra generație. Și nu că nimeni nu-și pune întrebarea, există un factor foarte important care s-a schimbat 5-7 ani în urmă și care, de fapt, a generat acest efect în piață. Este faptul că studenților li s-a interzis să mai lucreze în timpul în care ei sunt în facultate. Ori facultatea de jurnalism, toată viața ei de la fondare din 1960, nu știu cât, toți studenții din anul 2 lucrau în redacție, adică ei, când absolveau, erau profesioniști deja. Noi, astăzi, din ultimii trei ani, cred că avem angajați doi oameni, dintre care unul e jurnalist și altul, de uh -huh. fapt, e account manager pe, pe zona de PR și comunicare. Uh, bun, mai scrie periodic știri, Victoria, mai scrie periodic știri chestii, dar pentru că e mult prea ocupat acolo, dar ea nu este un om pe care ne putem baza azi, fiind foarte sigur în tura ei și așa mai departe. Uh -huh. Pe zona de comunicare instituții de stat, organizații internaționale, ambasade, companii private, o criză extrem, extrem de mare de comunicatori. Extrem de mare. Din cauza descreșterii pieței, descreșterii banilor în zona media și așa mai departe, foarte mulți jurnaliști au migrat în zona DPR la organizații internaționale, unde au salariu mai mare, unde au de la oră la oră. Da, e de lucru, dar E pentru ritmul care îl aveau în media mm -hmm. asta e praf adică e, nu e chiar vacanță dar au timp de cafea de multe alte chestii da. asta s-a întâmplat în regiune dar ok, ăștia mai experimentați care vor deja să devină mai comozi au migrat spre PR dar nu a venit cealaltă generație care să muncească, să vrea și în jurnalism e foarte simplu un reporter care face trei ani de teren uh -huh. poate face orice în televiziune după aia. Orice. În media. Vreau să mă întorc un pic la uh, ceea ce ai spus legat de că există încă un pic de disfuncționalități. Uh -huh. uh, tu știi foarte bine că noi suntem membre la cor împreună cu Academia Rocket și am semnalat unele disfuncționalități care țin de procedurile legale ale Cor. Și vreau să te întreb foarte concret care este, care este limita dintre libertatea de, de exprimare când există anumite probleme să le semnalezi și să le ridici de riscul de a merge în zona de denigrare. Bun, e totul ține de cuvintele folosite ca să zic așa, pentru că noi în sau din experiența mea, ca să zic așa, în 12 ani în media cred că am avut peste 50 de procese și noi le-am câștigat toate fără a merge în instanță măcar uh -huh. fără a încerca de a influența cu știri înainte cu în ziua dinainte a procesului sau lucruri de genul ăsta sau să mergem cu camera în proces. Și poate asta se datorează și avocatului nostru care e foarte bun dar totodată Libertatea de exprimare și zona de calomnie sau denigrare și așa mai departe depinde foarte mult de cuvintele pe care le folosești, contextul care, care este și mai sunt aspecte, adică ele uh -huh. țin de zona strict juridică oarecum, pe de o parte, în contextul uh, problemei sau a scandalului care, uh, care este sau adevărat situației. Da? Situație de scandal. Scandalul e foarte bun, serial. Da, ok. Scandalul care este acum e, e dual, adică și e dual pentru că eu tot timpul încerc să găsesc un consens și o înțelegere. Eu aproape tot timpul îi las pe oameni să mă calce de două ori pe șeret, dar a treia oară deja, sorry, nu mai mm -hmm. rapt și știu eu cum fac mai departe în situația de scandal creată în raport cu MediaCorp, eu cred că trebuie un dialog și eu cred că trebuie să se facă pași, unii înapoi, alții înainte, și așa mai departe, ca să ajungem. Proiectul în sine este important. Proiectul în sine, da, trebuie să funcționeze în perfect, în perfect cadru. Legal, normativ, uh -huh. chiar și pe zona asociativă, unde este multă, multă libertate în sensul dat. Eu cred că media acolo trebuie să crească la nivelul uh -huh. în care să răspundă, să poată răspunde tuturor necesităților. Media corul trebuie să devină mama mediei care are această necesitate. Uh -huh da, e clar că aspectele, noi ținem foarte mult, spre exemplu, în zona noastră sau în activitatea noastră de toate aspectele juridice și pentru că nu ai cum să funcționezi legal atunci când nu ai actele în regulă. Și nu ai cum să fii cu capul sus și să fii vocal atunci când ai o cărămidă în spate. Uh, și astea sunt lucruri care trebuie trebuie setate în mod, în mod obligatoriu. Uh, faptul că tu ai alertat uh, zona în care s-a ajuns, eu sincer o regret. O regret în sensul în care prima reacție uh, sau primile reacții oricum trebuiau să fie, hai să ne așezăm să vedem. Uh, și să vedem exact, adică eu cred foarte mult și sunt convins că puterea comunicării este, sau comunicarea este cea mai puternică, de fapt, oricând poți să împuști, oricând poți să urci în tank, oricând poți să faci multe alte lucruri rele, urâte și așa mai departe, dar uh, comunicarea vine din interiorul omului uh -huh. și atunci, cu cât ea este mai sinceră cu atât este mai puternică. Pot să fac, toți pot să facă neadevăruri și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că asta e adevăr. Da, este o diferență foarte mare dintre percepții și factologie, mai ales pentru oamenii care lucrează în domeniul și media, dar și care vin din drept, ei înțeleg această diferență. Da. Doar că în cadrul discuțiilor din, din cor, mie chiar mi s-a reproșat am spus Artur, dar noi nu suntem o asociație juridică, noi suntem o asociație creativă. Ok, chiar și orice asociație de orice tip, ca să nu zic juridică sau creativă, mm. ea oricum are un statut în baza care funcționează, are niște proceduri, exact. reguli, regulamente și așa mai departe. aceste proceduri trebuie respectate și dacă e o problemă, ea trebuie rezolvată, dar nu de... Încercat de creat alte percepții. Noi, fiind companii private, noi avem proceduri și regulamente interne, nu doar cele pe care ne obligă uh -huh. statul pe zona de securitate a muncii sau, multe a, sau uh -huh. securitatea antincendiară sau lucruri de genul ăsta. Nu, noi avem proceduri de lucru. Nimeni nu are voie să strige. Sunt multe chestiuni care, în gestiunea, de fapt, unui colectiv, a unei entități, indiferent uh -huh. ce formă juridică are ea există proceduri, reguli, cutume da. și multe, multe alte chestii care ele e... Ele sunt acolo for reason, vorba aceea, tocmai ca să nu se întâmple abuzuri, dar ca, în caz că nu știi cum trebuie să funcționezi, te uiți în statut cum, care Niciodată este procedura. nu poți exclude orice situație generică se poate întâmpla. Pentru că fiecare zi este diferită, și timpul de afară este diferit și tot uh -huh. așa, adică e la fel în orice, în orice domeniu, chiar și pe dimensiunea asta. Da, la ultima uh, adunare a membrilor, uh, inclusiv s-a spus despre faptul că se va alege un nou board. Care ar fi, nu știu, sfaturile și recomandările pe care tu le dai celor care vor să facă și vor fi aleși un nou board. Tendința, situația din piață în general, și tendința care este, și așa mai departe, e, eu cred că trebuie să fie cât mai inclusiv. Pentru că asta înseamnă să fii receptiv la necesități, pentru că orice efort în plus, chiar dacă e efort în plus și înseamnă uh, energie, resurse și așa mai departe, este un pas înainte sau uh -huh. un pas în sus. Și asta ne-a învățat viața pe dimensiunea asta în care noi am fost inventivi sau am depus un efort mai mare, am fost mai nebuni în felul nostru, noi tot timpul am avut succes. Și repet, media corului e foarte bun în celelalte dimensiuni, dar ceea ce mi-aș dori e să se uite nu doar cu coada ochiului, dar să se întoarcă spre dimensiunea media. Uh, și eu cred că media corporată poate să aibă un aport, uh, aport foarte și foarte mare în zona asta adică e un program bine gândit chiar și pentru 2 ani uh -huh. eu cred că noi putem, pe lângă faptul că să creștem o generație nouă să educăm 100 de oameni care să intre în piață și uh, să modernizeze această țară, țara noastră să contribuie la modernizarea și democratizarea ei uh, ei pot genera un alt tip de suport calitativ, mult mai bun, mult mai bun și mult mai intens decât este acum. Pe 1 iunie, Moldova devine centrul Europei. Ai spus tu în editorialul tău publicat pe 1 mai. Care sunt oportunitățile pe care le aduce acest summit pentru Moldova? Și înțeleg din editorialul tău că aceste oportunități vin la pachet și cu o serie de responsabilități? M-a obligat redacția să fac un editorial legat de 1 iunie. Uh, bine, dacă nu vroiam puteam să nu scriu. l-am scris din perspectiva experienței mele diplomatice pe de o parte și din perspectiva experienței mele mass media uh, 1 iunie e un eveniment, acest summit e un eveniment absolut inedit și pentru Moldova, și el, de fapt, e inedit pentru întregul continent, pentru că este abia al doilea summit. Este un cadru creat pentru negocieri și discuții informale. Uh, și e clar că acest cadru a fost creat din necesitatea. Acestui, acestor discuții informale sau periodice, uh -huh. odată în jumătate de an sau de două ori pe an. 1 iunie vine în șirul mare sau e evenimentul care, de fapt, precedează, sper eu, inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE din toamnă. Și el se întâmplă în Republica Moldova ca un semn de foarte mare susținere suport, încredere, și de aici vine responsabilitatea noastră, că Republica Moldova într-adevăr vrea să devină membră UE. Într-adevăr este o țară europeană cu populație care are aspirațiile respective. Și este a doilea în care se întâmplă, nu a 37 a nu a 47 a și așa mai departe. Adică e o chestie pe care a, diplomația noastră sau Republica Moldova a cerut să se întâmple aici. 1 iunie eu sunt mult mai calm în raport cu el, pentru că din cauza că vin 47 de lideri, totul va fi mega aranjat și vor avea ei grijă singuri să fie spațiu securizat și multe, multe alte lucruri. Uh -huh. Eu mă bucur că un asemenea eveniment a generat și a propulsat, de fapt, multe chestii, multe acțiuni. Nu, hai să începem de la drumul reparat. Până la Reparația drumului. Eu sper că mai curăț tot felul de. Ba da, curăță, să descopere peisaje noi, pe laterale, pe, pe drumuri. Da. Vreau să spun că uh, chiar e mai drăguț să călătorești până la Bulbaca. Și mă că bucur și că asta poate. se va întâmpla și asta va rămâne. Va rămâne așa. Uh -huh. Mă bucur că pe zona de securitate, spre exemplu, MAI, -ul, spps ul și toți cei implicați și așa mai departe au văzut într-adevăr cum se face. Eu am făcut trei summite. La noi au fost 12 președinți prin ministri. Am făcut una din activități, a fost cu 45 de delegații, cu presiuni foarte mari legate de Kosovo versus Transnistria și așa uh -huh. mai departe. Aia a fost acțiune diplomatică. Ceea ce se întâmplă pe 1 iunie, de fapt, este eveniment continental. Da? Deci, noi vorbim de continentul european. Care asta nu e doar important pentru noi, dar e important pentru continentul european. Eu aș spune că, ținând cont de proximitatea de Ucraina, e și un eveniment global. Da, da. Din perspectiva asta, da, sunt de acord cu tine. Și de asta, legat de 1 iunie, eu sunt uh -huh. foarte, foarte convins că lucrurile organizatoric vor merge ok, pentru că vor fi pregătite de toate aceste țări, vor fi uh -huh. verificate și așa mai departe. Și este important că el se întâmplă înainte din inițierea negocierilor, pentru că, de fapt, decizia, sau nici nu, nu că decizia, dar felul în care ei se vor simți acolo, de felul în care va fi, vor fi gestionate lucrurile, va depinde de decizia lor din toamnă. Pentru că, inclusiv azi, noi avem 5-6 țări care nu au o decizie definitivă dacă să zică da sau ba sau uh -huh. să zică hai, mai așteptați 2 ani. Și sau... asta e un fel de... Îi chemăm la întâlnire un pic, le noi îi că la întâlnire. Atractiv. Asta e o acțiune, ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem și în interiorul acelor țări și noi vorbim de Polanda, Austria, Portugalia și, mă rog, mai sunt câteva, în care oamenii noștri de acolo vedetele noastre de acolo, noi de aici către oamenii de acolo, trebuie să vorbim lucruri, să le zicem frați olandezi mm -hmm. și noi creștem la lele și noi cântăm la gitară și noi la mâncăm ciuperci și multe alte chestii. Uh, și multe alte chestii care de fapt eu cred că și asta nu e doar efortul diplomatic, adică noi la nivel de țară trebuie să ne ducem uh -huh. faima de oameni de o anumită calitate, de oameni profesioniști și uh, corecți și unești, tot așa, cât de oameni muncitori sătul și asta nu e adevărat practic deja s-a schimbat, s-a schimbat generația aia de muncitori, uh -huh. acum sunt mai sindicaliști decât erau înainte. Importanța evenimentului, de fapt, sau evenimentul ăsta poate schimba și sper că va schimba destinul nostru și nu ne va lăsa să mai stăm în rând 10 ani, Uh, și sper în toamnă să ne bucurăm de o decizie favorabilă. Da, e clar, de la inițierea negocierilor vor fi ani în care va trebui să ne transformăm, în care va trebui să învățăm să trăim altfel, uh -huh. să devenim mult mai serioși, să devenim mult mai profesioniști, mult mai competi competitivi și mult, mult altfel. Dar noi nu avem cum să ne dezvoltăm ca țară, atâta timp cât noi să ne dezvoltăm noi ca societate și ca indivizi, de fapt, uh -huh. membri acestei societăți. Dar la nivelul practic, la ce decizii și la ce noi înțelegeri regionale te aștepți de la acest summit? Uh, greu de zis. Summitul respectiv nu va avea decizii, decla declarații semnate uh -huh. și așa mai departe. Adică nu se va zice noi susținem unanim, Republica uh -huh. Moldova nu e, nu știu ce. Asta. -s urmează să se întâmple uh -huh. într-un cadru organizațional și instituțional. Deci nu va intra, de exemplu, întâlnirea asta cu acordul de la Bulboaca, nu, nu o să fie nimic nu, de genul ăsta, ne? Nu, va fi acordul de la Bulboaca. Summitul ăsta poate să genereze soluții pentru Ucraina, spre exemplu. Uh -huh. Summitul ăsta poate să genereze și sper că va genera decizii preliminare legate de inițierea negocierilor pentru Republica uh -huh. Moldova. Summitul acesta poate genera anumite idei, din ce am văzut, pe, mă rog, subiectele care urmează a fi discutate, pe anumite politici comuni, pe eficiența energetică, pe securitatea energetică. Proximitatea din Transnistria va include și conflictul înghețat pe, pe agenda summitului ului sau? Eu, sincer, cred că. Legat de conflictul înghețat în Transnistria, sunt două, trei soluții posibile sau scenarii posibile. Niciunul dintre ele nu presupune un scenariu militar uh -huh. sau forțat. Și, sincer vorbind, eu cred că războiul din Ucraina a arătat și i-a împins, de fapt, regiunea transnistriană într-o zonă în care ei ar fi cei mai fericiți, poate chiar mai fericiți decât noi, să se reintegreze cât mai repede în Republica Moldova pentru că presupunerea ipotetică de a ajunge de jumătate de an în urmă, uh -huh. că Rusia va ajunge la Marea Neagră, va face, va prelua Odessa, va ajunge în Transnistria și așa mai departe. Administrația Transnistreană a furat atât de mulți bani încât e mai tare sistem de ruși decât de noi și de ucraineni scenariu în care iarăși forțat Ucraina intră acolo și așa mai departe, eu cred că e aberant. Uh, scenariu în care armata Republicii Moldova dotată deja cu, și dotată cu două tranșe de suport, a câte 40 de milioane care în domeniul militar, asta e faie verde, e pixul pe care au țit tu în mână. ok, două pixuri. Asta e aberant și eu nu cred că în Republica Moldova cineva o să ia arma și o să se ducă în transnistria să împuște. De asta rămân scenariile diplomatico-politice și economice. Economic, eu hai să zic, eu nu că nu citesc uh -huh. ziare știri și nevoi, am un alt tip de documentare internă. Eu cred că economic noi putem să-i blocăm și să-i determinăm și așa mai departe în decurs de trei luni. Dar eu consider acest procedeu sau această cale tot ca un scenariu forțat. Ce mă referam economic mai degrabă invers, de a crea oportunități ca să facem uh, sistemul mai atractiv? Uh, oportunității ei au. Eu cred că în raport cu Transnistria e aceeași deficiență din partea statului pe care o avem mm -hmm. în, ca și în raport cu Găgăuzia, adică noi le dăm, le oferim, le deschidem, Dar le creăm comunicăm. și așa mai departe, și nu mergem să le zicem, dragă, prieten. Mm -hmm. copilul tău stă în grădinița construită de guvernul românesc el mănâncă din farfria oferită de guvernul turcii uh, tu mergi pe strada care a fost construită de poporul Bani. american, din banii okay. poporului american și multe, multe alte chestii adică și ea ca ei și unii mm -hmm. și alții sunt rezultatul acestui mediu de dezinformare și acest mediu de dezinformare, de fapt, uh -huh. este extins pe zona din nord a țării, care sunt un pic mai toleranți, pentru că ei înțeleg că stai un pic, da, au venit ăștia și ne-au făcut nu știu ce, da, am văzut la televizor, da, bla, bla, bla și bla, bla, bla. Astea sunt lucruri care trebuie zise. Astea sunt lucruri uh -huh. care trebuie povestite. Noi trebuie să ajungem în zona în care să nu mă mai intereseze cine este Bașcanul Găgăuziei de la socialiști, de la Partidul Șor, de la Partidul PAS, de la Platforma DA sau nu știu ce. Nu, el trebuie... Statul trebuie să fie funcțional. Uh -huh. Statul trebuie să fie funcțional și trebuie să funcționeze legea. Ai încălcat, te-ai dus la închisoare. Ai furat, te-ai dus la închisoare. Ți-ai dat demisia. Ai administrat greșit, uh -huh. îmi pare rău, te-ai dus la închisoare. Uh -huh. Și tot așa, adică atâta timp cât noi o să dispersăm societatea în alb, verzi, roșii, și galben, nu mai știu ce și așa mai departe, pe culori de branding, noi o să noi nu o să avem, nu o să ajungem la unitatea uh, gândirii societale că Republica Moldova este patria mea. O să te întreb o chestie. Zim dacă știi un element care ne unește pe noi, pe toți. Mm pe moldoveni, pe care ne unește? Cetățenii Republicii Moldova. În afară de aer, păduri și nistru? Da. Uh, nu știu, pașa parfenii la Eurovision? Pașa parfenii la Eurovision, care transnistrenii strigă discipolul nostru, tra-la-la. Dar ne unește, ne unește. <coughs> alți discipoli de noștri. Șerif, șerif în Champions League? Da. Și mai dat... sunt pașaportul care, eu m-am gândit, pașaportul mm -hmm. ok, noi avem un milion 500 care mai au și alte pașapoarte, nu e o mm -hmm. chestie unică și iarăși, ceea ce ne poate uni ne poate uni un proiect de țară ne poate uni valorile ne pot uni mm, un proiect de țară, proiectul de aderare la Uniunea Europeană ne-ar putea uni da, dar iarăși trebuie să mergem să explicăm mm -hmm. trebuie să le zicem, dragă prieten, hai, tu nu prea înțelegi, hai să-ți explic, o să ai pensia 600 de euro. E ok sau nu? Și nu zic că da, e ok. Da, dar au mai fost până acum de ăștia care au spus 500 de euro și nu s-au ținut de cuvânt. Păi oamenii nu, nu mai cred, deci trebuie de, de venit cu altfel de abordare. Noi, acum, pe lângă campania mm -hmm. care eu, nu că doar eu, dar whatever, cred că e cea mai de succes campanie legată de. campanie de informare legată mm -hmm. de, de summit-ul din 1 iunie, în trei limbi, noi mai avem o campanie în care arătăm beneficiile UE, care nu e pe bază de proiect, care e o inițiativă propria noastră, pe niște infografii. În care noi zicem ce s-a întâmplat în agricultură, unde e ultimul în uie și unde suntem noi, unde e ultimul pe economie și unde suntem noi, uh -huh. unde e ultimul pe sănătate și unde suntem noi, unde e ultimul pe educație și unde suntem noi. Uh -huh. Noi ne-am transformat, iarăși din cauza politicului, noi ne-am transformat, nu știu, într-o societate de plângăcioși cumva și. Aici nu fac referința la declarația premierului cu Niorlăitul și așa mai departe, pentru că oamenii vorbesc sincer, ei, ei au probleme și nu au capacitatea să -și le rezolve. Și ei respectiv de asta apelează la stat. Ceea ce în mod normal ar trebui să fie altfel. Adică până a deveni oamenii niorlăiți, statul ar trebui să aibă grijă. Statul ar trebui să aibă viziune, să aibă analiză, să fie vizionari, să facă lucruri adevărate care au impact uh -huh. în societate. Adică de două săptămâni se discută despre o mie de asistenți sociali, nu știu ce. Eu, da, eți ok, subiectul ăsta o să treacă, poate lor o să le dea salariul peste două luni. Subiectul ăsta nu o să mai conteze mâine, pe weekend și nu o să mai intereseze pe nimeni. Dar sunt o mie de oameni care nu și-au luat nici chiar banii ei uh -huh. mici. Noi putem face extrem de multe chestii în companie. Dar eu mă țin de ideea să nu întârzi salariul, pentru că asta e meritul omului. Deci, luna asta, uh -huh. noi azi dăm salariu, deci, deși ziua de salariu este data de 10. Deci mi-am dat mesaj colegilor, colegilor în care le-am zis, dragi colegi, îmi cer scuze, nu suntem în stare. Vă rog să aveți răbdare două zile. Da. Și astea sunt preocupările fiecăruia, au propriile preocupări și pentru ei asta este prioritatea numărul unu. Eu pot să-mi decid soarta mea. Uh -huh. Dar nu am dreptul să decid ca el să nu-și poată plăti rata la timp, ca el să nu poată cumpăra o chestie la copil, ca el uh -huh. să nu poată să-și plătească factura. Și asta nu e vorba de relația noastră contractuală. Nu, e vorba de o abordare și uh -huh. atitudine a noastră în comunicarea noastră, în agreementul moral pe care noi îl avem. Contract social. Contract social, exact. De asta statul trebuie să aibă grijă de toți. Absolut de toți. Le place de ei, uh -huh. nu le place de ei, sunt ai lui. Oamenii sunt principala resursă. De asta trebuie statul e obligat să aibă grijă de ei. Vorbind de o mie de oameni, tot pe 1 iunie vin aproape o mie de jurnaliști în Bulboaca și în Moldova. Da. Care o să fie mesajele care o să fie publicate, tipărite, difuzate de către ei. Ce o să vorbească Europa după 1 iunie? Înainte și după 1 iunie. Live.md furnizează în fiecare zi informații despre Moldova și despre eveniment și despre tot ce se va întâmpla și ce s-a întâmplat până la și ce se va întâmpla după exact în ideea asta. Adică noi facem câteva activități pentru a furniza cât mai multe informații corecte către acești jurnaliști. Uh -huh. e simplu de prevăzut că unii vor scrie de bine alții vor scrie de rău uh, unii vor scrie pe zona politică alții vor scrie despre ce este satul Bulboaca noi ieri, spre exemplu am făcut un material care se numește Legendele satului Bulboaca da, abia aștept să-l citesc și o să mai facem lucruri inclusiv uh, povestea Castel Mimii eu mă bucur că se întâmplă acolo, chiar dacă am fost doar, cred că, de două ori acolo, dar e o zonă în care putem arăta că, nu că e frumos doar, dar că putem face asemenea lucruri. Bun. Nu mai deschid paranteza cu multe, multe, multe aspecte legate de securitate, chestii și așa mai departe, legate de cerințe și nevoi. Chiar dacă e oarecum o rușine că noi nu puteam să-i găzduim în capitală, dar nici Palatul Republicii, care e o construcție sovietică, nu e mai bun pentru asta și nici cred că locuitorii Chișinăului nu erau foarte fericiți că în această zi orașul mm -hmm. este paralizat total și decât pe jos și tot nu peste tot nu poți merge. De asta mi se pare o decizie foarte smart și mă bucur că noi, sau mă rog că, compania a putut construi o asemenea infrastructură și noi astăzi putem să-i găzduim uh -huh. toți acești oaspeți în anumite condiții și standarde de securitate și multe alte aspecte uh -huh. într-o asemenea infrastructură. Vor scrie, e clar că vor scrie, unii vor găsi cerșători, unii vor găsi uh -huh. drumuri stricate, unii vor găsi multe alte chestii. Eu cred că fluxul mare de informații care vor fi uh -huh. sunt peste 700 de milioane care vor citi despre Republica Moldova. Sunt peste 700 de milioane de oameni care vor afla despre satul Bulbaca, care vor vedea cine este președintele Republicii Moldova, care vor vedea că noi vrem să devenim țară europeană, că noi avem multe alte lucruri, uh -huh. că, că noi suntem de fapt europeni. Și, da, poate va fi fan că. Se va împiedica cineva sau va alerga un câine prin fața cortegiului sau va paște o vacă și două căpri pe drum spre Bulbaca. E societatea noastră, ea este așa și eu sper că în 5 ani să avem următorul summit în care ei să vadă că ea se vezi. Uh -huh. Data trecută aici scria plăcinte, dar acum e mega hotel cum ai sau este... whatever, adică noi am evaluat, adică eu mă uit la țara noastră, la Chișinău, cum era 10 ani în urmă. Uh -huh. și, și, acum am amintesc, în ziua lansării publică, Dorin Chirtoacă, primar de Chișinău, mă întreba, Dumitru, dar de unde o să luați voi atâtea știri? Și el a scos pe pragul publică și i-a zis, Dorin, uite-te. Și el a putut spune doar, da. Depinde de noi și ține de noi cât entuziasm, inițiativă, inovație avem în noi ca să creăm lucruri bune, frumoase, progresiste, sustenabile, care să ne facă viața mai frumoasă. Absolut! Și mai valoros. Și eu cred că este foarte important să nu lăsăm cumva la noroc cumva ce o să scrie, Absolut. dar important este să inclusim și să ridicăm la plasă niște, niște subiecte, niște materiale, niște, niște istorii ca să, să se transmită uh, mesaje faine despre Moldova, dar nu doar că e cel mai sărac. Uh, stat sandwiched between Romania and Ukraine. Noi interacționăm acum cu, cu șapte instituții media externe uh -huh. care o să-și trimite corespondența aici și avem și câteva solicitări de transmisiuni live și informații și așa uh -huh. mai departe. Pentru că, în momentul în care noi am lansat campania asta, scopul de fapt e să informăm cât mai extins și cât mai clar atât societatea noastră, vorbitori de română și rusă. Uh -huh dar efortul cu Moldova Life Media este pentru presa și presa străină și cetățenii da. străini de fapt. Și pe lângă lucruri frumoase pe care le scriem noi despre Moldova, cu tradiții, cu chestii, sunt extrem de multe lucruri utile. Ceea ce am făcut pe 1 mai, pentru că noi pe 1 mai am lansat campania respectivă, am trimis mesaje către multe instituții media din afară pentru că ei oricum o să aibă nevoie de fixere, o să aibă nevoie de asistență, o să aibă nevoie da. să știe cât mai mult. Asta, iarăși, e efortul nostru de a susține efortul țării, a președinției, a ministerului mm -hmm. de Externe, a spps ului împreună cu cu MAI și așa mai departe, de a informa, cu cât mai informați, cu atât mai ok o să fie, da? Cu atât o să fie lucrurile mult mai organizate și mult mai mult mai bine. Și Firesc colegii din zona media au fac aceleași lucruri. Uh -huh. Eu cred că noi trebuie să începem să comunicăm și cu societatea, în care să le zicem, ne, o să ne bucurăm de o mie de jurnaliști. Uh -huh. Desigur că suntem liberi să le spuneți orice, dar ne-am bucurat foarte mult dacă veți fi da. pozitiv în comunicarea cu acești jurnaliști. Nu este vorba să-i mințim sau să-i manipulăm, dar viața e grea o mătu dar avem și clipe fericite. Și semne bune. Și semne bune, exact. Dar legat de responsabilitate, responsabilitate nu doar a autorităților, nu doar a media, dar al cetățenilor în general, care ar fi cumva mesajul care trebuie să le transmitem la toți cetățenii? Cum ar putea ei să contribuie? Sau, nu știu, care ar trebui să fie atitudinea lor față de acest summit? Cum pot contribui ei și fi parte la acest proces? Păi, în primul rând să înțeleagă că vor fi limitări multe. Deci să fie De înțelegători, circulați. da? Unu, să fie înțelegători. Doi, eu cred că în raport cu cetățenii trebuie să vorbim, să le spunem mult uh -huh. mai multe. Adică eu nu am văzut mesaje publice în sensul în care uh, conducerea sau whatever să ne zică Dragi cetățeni, uh -huh. avem primul examen în toamnă. Acest examen este extrem de important pentru țara noastră, ca noi să devenim membri, să inițiem și asta înseamnă transformare, bani, chestii fericire. De asta i-am rugat pe 1 iunie să facă summitul la Chișinău, să le arătăm că suntem și noi civilizați. și facem parte din civilizația europeană. Uh -huh. De asta pe 21 mai vrem să facem asta ca să arătăm că noi într adevăr dorim. Astea și asta nu sunt procese politice locale, pentru că lumea le percep și, de fapt, mesajele care au venit, criticile care sunt și așa mai departe, ele au venit din niște uh, zvâcniri de interese uh -huh. politice, de supărări și frustrări și așa mai departe. Noi, când mergem în biserică, zicem, iartă-mă, Doamne! E Iar ca trebuie să zicem unul altul, iartă-mă, te rog, am fost prost! M-am enervat, n-am avut răbdare, chestii. Hai să ne așezăm să vedem, pentru că ei toți spun, noi vrem țara noastră să fie cât mai nu știu ce. Păi, dacă toți asta vor, uh -huh. nu vreți să ne așezăm și să vedem tu ce poți, eu pot să construiesc, dar tu, eu pot să sap. Păi, hai să facem toți. Mi-am amintit acum, de, eram la externe și am, am unul din 2008-2009, au fost 32 de proiecte care le-am adus în Moldova și unul din proiecte era asigurarea cu apeducta unui sat din anii noi, nu zic care, în care proiectul era format din, cred că, 35.000 echipamente, pompă, țări, nu știu ce, și am pus uh -huh. contribuția localității săpatul tranșeilor. Și ăștia se uitau la mine și zic, băi, hai să vă dăm bani de un tractor, adică pui oamenii la lucru și așa mai departe. Și le-am zis, voi nu înțelegeți, doar unele țări uh -huh. din zona o să mă înțeleagă. Dacă nu-i rugăm pe oameni să facă o clacă sau două să sape, da. ei au avut apeduct și l-au furat, l-au stricat. Dar în momentul în care lucrează tot satul acolo, nu o să mai pună mâna nimeni. Da, Eu înțeleg ce spui tu. Asta trebuie să facem, de mm -hmm. fapt. Trebuie să-i atragem pe toți în acest proces. Pentru că, de fapt, asta nu-i pentru maia Sandu. Da. Asta este pentru noi toți. Mhm. Mm pentru fiecare dintre noi, indiferent dacă înțelegem sau nu înțelegem. știi că eu am copilărit în bulboaca? Sau nu știi? Știu că în noi, dar nu știam că în bulboaca. În, mei sunt de acolo, eu am o afinitate pentru locurile cele, evident. Și am participat weekendul trecut la, o clacă. În bulbaca. este o organizație care se numește de dragoste. Și asta este vorba preferată al bunelui meu când m-a chemat să-l ajut pe câmp sau în grădină ceva. Hai, Artur, de dragoste! Și noi am pus, am făcut o clacă și noi am scos stâlpi dintr-o vie mai veche ca să îngrădim niște puieți plantați pe malul râului, băc lângă calea ferată. Și mm -hmm. eu cred că e important, pentru că acum bulboaca cu adevărat s-a transformat. O să, o să merge acolo, o să vezi trătoare ca pe Mateievici acolo să, să, face, să fac lucrări. Deci Bulboac arată ca un sat belgian la momentul actual. Nu, arată ca un sat moldovenesc. Dintr-o, parte, de la drum, cel puțin. Ok, asta e o etapă. Uite, noi vorbim tot timpul despre faptul că Republica Moldova este o țară mică, săracă și așa mai, țară de teste. Tu știi că Orange Moldova, spre exemplu, e unul din cele mai progresiste. Așa mai Da, poate, e au implementat re... 4G. Pentru că ei implementează primii, că da, uh -huh. este simplu de implementat. Eu am convingerea că transpus la nivel de dezvoltare de țară, uh -huh. noi putem să facem această schimbare. Da, anul ăsta o să fie un drum și un trotuar. La anul mai putem construi două. Adică, de ce oamenii noștri au ajuns primari în țări europene și fac și așa mai departe? Și noi nu putem aici? Ba da, noi putem aici. Uh -huh. Doar că asta e o stare de spirit în care trebuie să-i readucem de fapt din zona dezamăgirii atât de mari pe care o au oamenii. Ei în fiecare zi se confruntă cu anumite probleme, chestii și așa mai departe. Lumea, uh -huh. Oamenii noștri sunt nevorbiți. Adică dacă te prinde unul cu urechile destupate, te ține două ore nici nu respiră. Pentru că el e nevorbit, el e ne nemulțumit și așa mai departe. Și aici e zona în care e mult mai simplu să l manipulezi pe unul nemulțumit și așa mai departe decât să îl minți pe unul care este autosuficient. Și nu doar de educație sau alte chestii. Da. Adică, sorry, trebuie să ne strângem toți și să începem să facem fiecare la uh -huh. nivelul lui. Dacă mergem, spre exemplu, spre, nu știu, direcția Soroca, iarăși, Tu zici de trotuare belgene și așa mai departe. Sunt sate întregi care din banii statului mm. american, a poporului american s-au construit trasee, drumuri, trotuare, chestii, indicatoare rutiere care au fost forate. Nu există. Nu există da fără nu. Mm. Da, adică oricând o să se găsească sau mm -hmm s-au construit 400 de case în, în Cotul Mori, când era în criză la începutul anilor 2010. Mm -hmm. S-au furat 20 de uși ferestre. Da, eu știu că a fost cumva făcute la grabă, așa, fără... Whatever. Oamenii nu aveau unde trăi. Da. Li s-a făcut 400 de case. Da, el are acoperiș, el poate mm -hmm. să-și amenajeze, el poate să-și facă priestroică, mm -hmm. sarai, garaj, chestii, nevoi. Mm -hmm. Dar asta, e o, asta a fost obligația statului, să-i dea mm -hmm. casă s-au furat 20 de ferestre. Deci, știrea și informația că s-au furat 20 de uși ferestre a fost mai tare decât faptul că s-au construit 400, 400 de case. Uh -huh. Și asta e o chestie de atitudine a noastră. Adică noi chiar și acolo unde putem sau uh -huh. suntem primi, sau suntem printre lideri, noi nu putem să ne bucurăm de vecinul nostru, de colegul nostru care toți uh -huh. se uită eu spre exemplu pe media, mă bucur că crizele din ultimii doi ani, oarecum i-a mai trezit pe unii și i-a impus să zică bună ziua sau să zică, băi, hai să facem ceva împreună sau hai că mm -hmm. avem aceeași problemă. Absolut. Adică sunt probleme comune, da, la vânzare de publicitate suntem concurenți, dar în mm -hmm. primul rând, înainte de asta, noi ca suntem colegi. Ca industrie. Da, și niciodată nu o să creștem atâta timp cât o să zicem, băi, el a făcut o mărgică. E mare lucru. Nu! Nu! Da, a făcut. Și mă duc acasă și mă gândesc eu cum pot să o fac mai mare, mai uh -huh. colorată, mai bună. Cum mă duc la el să-l Tu cum ai rezolvat problema asta? Uh -huh. Și asta înseamnă progres, de fapt. Asta înseamnă progres. Atâta timp cât noi o să luăm doar și nu o să oferim nimic în schimb, deși în general trebuie să inversăm. Noi trebuie să dăm cât mai mult, cât mai mult, pentru că asta o să dea creștere, țării, chestii și așa mai departe. Dumitru, eu vreau să mulțumesc tare mult pentru discuție. Pentru final, eu vreau să recapitulez un pic uh, ideile legate de, de summit. Summitul ăsta, cu siguranță, o să, ne, o să ne facă mai vizibil, nu? Da, categoric. O să ne facă mai puternici ca țară? Da. Dar o să ne facă mai fericiți? Uh, nu, deodată, nu deodată și nu pe toți, dar da. da ce se poate de făcut și cum putem noi să facem ca poporul moldovenesc să fie mai fericit? să vorbim cât mai mult cu el. Mersi pentru discuție. Acesta a fost podcastul mai departe. Vreau să vă mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Dacă v-a plăcut, dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii, vă rog frumos să scrieți în comentarii, să puneți un like, să vă abonați la canalul Rocket Moldova dacă nu v-ați abonat și să transmiteți prietenilor și cunoscuților podcastul mai departe. Mersi tare mult și mult succes mai departe. Mulțumesc, mulțumesc. Acest podcast este susținut de Western NS Enterprise Fund.